Suntem în 2019 și bătaia și vorbele urâte continuă să facă parte din viața partenerilor de cuplu din Maramureș. Singura noutate este aceea că femeile au început să sesizeze faptele cu mai puțină rușine și strângere de inimă, poliția sau jandarmeria. Cele mai recente cazuri au fost înregistrate la IPJ Maramureș în prima zi a lui Florar. În fapta seară, în jurul orei 20 și 30 de minute, polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112, de către o femeie domiciliată în băița de sub codru, despre faptul că a fost amenințată cu moartea de către concubinul său. Oamenii legii au constatat că bărbatul în vârstă de 45 de ani a încălcat prevederile Ordinului de Protecție Provizoriu emis pe numele său în 21 aprilie, când a agresat-o pe femeie pe fondul consumului de alcool și, în baza probatoriului administrat, au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Astăzi acesta urma să fie prezentat judecătoriei Baia Mare cu propunere de arestare preventivă. Și polițiștii din Baia Baia Mare a emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat domiciliat în Vișeu de Sus, care ieri după amiază și-a agresat soția în parcarea unui centru spa din Baia Mare. Pe numele bărbatului, în vârstă de 39 de ani, a fost întocmit și un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.